Cum sezonul rece încă nu s-a terminat, iar mulți dintre hunedorenii nu stau foarte bine la capitolul bani pentru a-și încălzi casele, aceștia aleg varianta cea mai simplă, însă nu și legală. Taie ilegale lemne, așa cum este și cazul a doi bărbați în vârstă de 21, respectiv 67 de ani din municipiul Hunedoara, care au fost depistați de oamenii legii imediat după ce au tăiat mai multe lemne din pădurea Hăjdat. Jandarmii și reprezentanții Ocolului Silvic Hunedoara au desfășurat o acțiune în pădurea Hășdat care au avut drept scop prevenirea faptelor de tăiere ilegal de lemne și, bineînțeles, constatarea după caz acestora. Jandarmii și reprezentanții ocolului Silvic au depistat două persoane care tăiaseră patru arbori de esență cer și gorun. Cantitatea material lemnos cu până la sosirea jandarminilor și a reprezentanților ocolului Silvic este de aproximativ 3 metri cubi. În cauză, și-a dat acte de constatare pentru săvârșirea faptei de tăiere ilegală de material lemnos din fondul forestier de către cele două persoane, iar actele de constatare vor fi înaintate pentru continuarea cercetărilor la parchetul de pe lângă judecătoria Hunedoara. Acțiunile de depistare a persoanelor care sustrag ilegal material lemnos din fondul forestier vor continua și în perioada următoare.